Un zgomot puternic de alarmă va pune stăpânire mâine în Făgăraș. Însă făgărășenii nu trebuie să intre în panică, este vorba de un exercițiu, o verificare de rutina sirenelor montate în anumite zone ale municipiului, care sunt declanșate în cazul unui pericol iminent asupra populației. În această perioadă are loc verificarea și întreținerea sistemului de alarmare al municipiului Făgăraș. Sistemul este compus din 10 sirene montate în diverse puncte ale orașului, în așa fel încât să acopere toată suprafața. Iar mâine, la închiderea lucrărilor de reparație, la terminarea lucrărilor, o să facem un exercițiu de alarmare publică, introducem în sistem alarmă la dezastre, în aproximativ în intervalul între 1 și 13 și 14, așteptăm să iasă lumea de la biserică, este sărbătoare, să nu se creeze panică și totodată sfătuim populația să nu intre în panică, deoarece este un exercițiu. Astfel, în intervalul 13-14 se va introduce semnalul de alarmare la dezastre. Sirenele vor suna în oraș timp de 2 minute.